Spectacol cu gesturi și cuvinte obscene astăzi în Parlamentul României. La tribuna din Camera Deputaților, parlamentari Nicolae Bacalbașa și Corneliu Bichineț au susținut discursuri în care au folosit jigniri triviale și acuze reciproce. Totul s-a petrecut în ședința de plen, Nicolae Bacalbașa de la PSD fiind cel care a dat tonul jignirilor, luând cuvântul după Corneliu Bichineț de la PMP. Colegul meu de la Vaslui, tot Vasluiu, violuri și discursuri bune în Parlament oferă Vasluiu. Am auzit un discurs care îmbina la un mod grețos fariseismul cu amenințarea din partea unui reprezentant prin alipire a cătușelor. A continuat cu jigniri la adresa președintelui interimar al PNL, Raluca Turcan. Eu unul nu o să mă las speriat de amenințările distilate ale doamnei Curcan, îmi scapă, mă scuzați, sunt bătrân. Da, uite că se bucură și Salva Marii. Vă rog. A fost momentul în care a intervenit președintele de ședință pentru a-l opri. Domnul deputat, încheiați. Mai tare. Domnul deputat, încheiați. Mulți dintre cei prezenți în sală au început să bată cu palmele în mese în semn de protest. Dă cu labele, vezi că mulțumesc. Faci fractură. Mulțumesc. Vezi, domnișoare, că faci fractură și după aia nu mai poți să votezi. Vorbește președintele de ședință cu dumneavoastră. Vă rog să mergeți în sală acum, la locul dumneavoastră. Corneliu Bichineț a cerut drept la replică și l-a folosit utilizând cuvinte triviale. Orice s-ar spune despre mine, Corneliu Bichineț, nu voi replica. Dar când cineva pomenește de rău numele județului Vaslui, care m-a trimis cu greu aici, eu reacționez. Ați trecut de multe ori, stimate domnule scriitor, prin județul Vaslui și nu v-a stricat nimeni. Ce ați urmărit nu a fost nici de cum un pamflet, ci o parte din ședința din plen de astăzi.